Acești youtuberi au stat la masă cu Isus pentru că au fost la un pas de moarte. După cum ați văzut din titlul și din thumbnail, astăzi reacționăm la youtuberi care au fost la un pas de moarte. Așa că înainte să înceapă videoclipul, dați neapărat like și subscribe pentru că anul ăsta vreau să fac neapărat 100.000 de abonați ca să ajungem la goalul ăla de atâția ani. Așa că haideți să trecem direct la videoclip și să vedem ce youtuber a fost la un pas de moarte. Înainte să dăm drumul la clip, băgați neapărat Scripixel pe show pe Fortnite. Hai să vedem care e primul youtuber. Shelly. O mașină în dreapta mea, erau niște băieți care erau fani, vorbeam, ce faci Shelly? Mamă Shelly. Pa nu ne arată gen. Cei mai tari, whatever. Discutam și deodată stăm noi așa și discutam la stop, fraților, când din dreapta noastră, în intersecție, bă, mâncava și se aude așa un zgomot și intră unul în intersecție cu mega, mega viteză, airbag-urile deja sărite, deci omul deja rog. Mamă! Merge și intră în trotuar, la fix evită trei oameni, adică oamenii s-au ferit de el, deci bă. Efectiv erau să moară trei oameni în fața mea și intră într-un copac cu mașina. Omul era beat, adică voi acum o să mă întrebați, Sherry, dar de unde știi tu că omul era beat? Bă! Păi și stai așa, cum era să moară și el, gen? Am văzut după cum se dădea jos din mașină, adică omul era beat, drogat, ceva rău de tot. Mi-am dat seama, gen, bă, câte pericole există la tot pasul și cât de atent trebuie să fii. Bă, stai așa, cum era să moară și el, gen? El a zis că era să moară trei oameni, nu el. Oh, shit, Imogen și Hymen, băi, nu cred că povestești în clipul ăsta. Deci ei au fost, nu știu în ce comună sau pe unde s-au plimbat ei, parcă la Caracal era vorba, și au fost cu mașinile și au dat de cineva care conducea băut la volan și era să facă accident. Și s-au dus după el să-i spună că să vadă dacă e ok sau ceva de genul. Și era să intre și în ei, în primul rând, numai și dacă așa era povestea. Și după ăla s-a dus acasă și a mai luat încă trei băieți, cred, și au început să-i urmărească pe Hymen și pe Imogen cu mașinile, gen, a fost chase. Și au dat cu toporul mașina lui Imogen, parcă ceva de genul. Oricum era să fie rău. Hai să ne uităm la clip. Ah, cred că arată. Da, cred că arată. Uite acum. Acum i-au depășit aia și o să oprească în fața lor. Închide geamul. Închide geamul. Așa. Întoarce repede. Mamă, Imogene. Autopare, vin după noi cu săbii, cu săbii, vin după noi. Vin a dat cu toporul mașina, s-a auzit. Ia. Autopare, vin după noi cu săbii, cu săbii, vin după noi. Pac, s-a auzit, i-a dat cu toporul mașina aici. Vin cu săbii, da. Spuneți? Băi, îți dai seama dacă era Imogen începător, că nu, erau, frate, nu mai există Imogen pe YouTube. Bine, chiar nu cred că îi omorau, dar cred că îi băteau de, îi băgau în spital rău de tot. Nu vreau să știu ce a fost în inima lor. A oprit în fața noastră cu topoare și cu săbii. Mamă, avea și check engine un bord. Ia, următorul. De cele mai multe ori când zbâr, frate. Un trick, dar trebuie să-l dai. E mai probabil să te lovești dacă poți să dai trick-ul ăla, dar ți-e frică. De ce? Aaa, îl știu și pe ăsta. Oh, aleu. Bă, uitați-vă la fața lui. Ce omor. Bă, aici era gen... Nu mai faci căcatul de astea. Dar de ce râde prietenul lui? Sus. Nu mi-amintesc treaba asta. Nu mi-amintesc nimic din ce s-a întâmplat după, pentru că creierul meu s-a dus gen piu, gata, și nu mai știam nimic. A durut, dar bă, nu. Păi vă dați seama că dacă era gen ceva ascuțit acolo și nu era bordură, zbâr, nu mai era acu. Gen, el chiar a fost la un pas de moarte. Chiar a fost rău la un pas de moarte. Pentru că am dat cu capul fix în marginea aia bordurii. Dacă eram cu 3 cm mai în dreapta, dădeam cu capul în pământ și nu mă loveam deloc. Ia. Yeah. Opa. Cine e asta? Am tras apă. Nu știu cine e asta. Ce fac băieții ăștia, vere? Bă, de ce îi face așa ceva? Ce a făcut băiatul ăsta? De ce era să moară? Că eu nu înțeleg. Am înghițit apă. A, asta e băiatul cu șerpi, cred că? Deci am înghițit apă. Nu? Tu aproape te-ai necat, era să moară. Bă, ăsta n-a fost un pas de moarte, bă, vere. Singurul salvamari, erau palmele pe spate. Asta chiar n-a fost un pas de moarte. Acolo, erau și aia acolo, râdeau, făceau catering de noi și ne puneau să facem scheme cu rolele pentru 10 bani, bă, și noi proști, bineînțeles, făceam. Până când unul mi-a pus piedică din greșeală sau s-a băgat în mine, nu mai țin minte exact, redul vostru a căzut direct pe mâini și mâna a făcut clac. Mi s-a rupt antebrațul, frate. În așa hal încât de la mijlocul antebrațului s-a format un unghi de 90 de grade, bă. Iai. Bă, stai așa, deci el și-a rupt mâna și băiatul ăsta zice că a fost la un pas de moarte. What the fuck, ce e asta? Adică, bă, eu înțeleg, ai picat de parole, ți-ai rupt mâna, dar n-ai fost la un pas de moarte. Gen, zbâr, chiar a fost la un pas de moarte. Adică dacă era, dădea mai tare cu capul sau dădea un pic mai în dreapta, fix unde e marginea la bordura aia, știți, aia ascuțită, era... Sănătate. Și Hymen cu Imogen la fel, dacă îi prindeau aia toporul pe geam și nimerea pe Imogen în cap, ce făcea? Îmi ziceți? Bă, frate, mă doare și acum când mă gândesc. M-am ridicat, mâna mi era în trei direcții îndreptată, mi-am pus-o la loc. Deci eu mă mir că mi-am pus-o la loc, gen pur și simplu am băgat mâna între picioare și mi-am pus-o la loc. M-am făcut what the fuck și a pus mâna la loc singur. Horror. Și am rolat acasă repede și am arătat la maică mea, uite mami, s-o speria rău de tot, eu plângeam, era. Bă, eu singură dată am avut așa ceva aproape să rup, dar nici aproape, vere. Eu nu mi-am rupt nimic în viața mea, dar o dată
dată când am venit de la fotbal, știu că făcusem formare, m-am pus pe canapea, știți, în poziția aia turcească. Bă, și mi-a plecat genunchiul. Mamă, nu vrei să știți cum e. Ți se oprește inima practic, adică de frică, gen. Și am îndreptat repede genunchiul, l-am făcut așa, pac. Și am dat niște pumni acolo pe rotule, știi, așa. Poc, poc. Dar gen, era pus înapoi de la început. I-am dat ca să fiu eu sigur. Era haos, bă, frate, la spital, direct. Un os era rupt de tot și unul se mai ținea foarte, foarte puțin. Și trebuia să, dacă nu se mai ținea nici osul ăla deloc, trebuia să-mi fac operație, să-mi bage tije în mână. Mâna în ghips de la umăr până la palmă. Ok, și-a rămâna. Din cauza kilometrilor parcurs și oboselii, șoferul nostru a văzut un pic mai târziu decât trebuia despărțitorul de drumuri. A tras de volan să intre la loc pe bandă. Și pentru că mașina era un Mercedes și avea tracțiune spate, în momentul în care el a ucit mașina să intre pe bandă, mașina a început. E, uite aici, da. Te zice că a fost la un pas de moarte, pentru că nu știu toată povestea. Chiar nu știu ce a fost asta. Dacă el era în dreapta, de exemplu, și avea șofer sau ce avea el, unde era, cu ce era. Știți că pe autostradă sunt despărțitoarele alea. Cum să explic eu? Alea de sunt gen când vrei să faci dreapta, e un fel de ceva așa în triunghi și mașina e aici, e prima bandă și aici e a doua, aia de faci dreapta. Dacă el îți explică că mașina lui era să vină fix aici, la revedere. Pus să alunece, da, să facă drifturi. Din mamă, cauza poplașului mașinii, nu știu dacă se poate spune așa și la mașini, dar bănesc că e același termen. În momentul în care drumul s-a curbat la stânga, imediat după ce am intrat de parapet, normal că mașina făcând așa, ea nu a mai ascultat comanda de stânga și acum, Johnny-lor, au început secundele de calvar, secundele de haos. Am apucat să conștientizăm cu toții că mașina nu mai face stânga și s-a îndreptat direct către tufișuri, da? Către boscheți. Mam. Am sărit în boscheți și după cum știți, unele drumuri din România sunt mai înalte decât lateralele și lateralele sunt așa într-un șanță. Era să pice râpă. Am sărit cu mașina și la un moment dat mașina mergea așa pe inclinația dintre drum și exterior, da, și acostament. Și uite așa făcea și o vedeam parcă cum dă să se răstoarne și ne strânge de cap jos acolo. Și făcea așa, și făcea așa, și făcea așa. Și la un moment dat, fraților, nu știu ce s-a întâmplat, că am simțit un mare șoc. Deodată, bum, mașina s-a oprit în ceva. Știu că instinctiv am tras mâna asta așa pentru că eu stăteam în față și am dat cu antebrațul de bord, n-am dat cu capul. A, era în dreapta. Problemă. Okay. Imediat mașina s-a oprit, au sărit foarte toate bine airbag-urile, față, perdeaua dreapta. Era... Să vă explic ceva, pentru că eu am lucrat la Silviu Toma, la Romanian Driving Experience. Gen, acolo faci cursuri de condus defensiv. Băi, purtați centura mereu în mașină, pentru că nu știi când îți derapează mașina, când vine unul, intră în tine, ce faci? Și în spate, neapărat purtați centura oricând. Și cel mai important, la un accident, dacă, de exemplu, fracțiune de secundă, frate, primul vostru instinct e să vă apărați capul. Să puneți mâinile ori așa, ori depinde cum vreți voi. Dar să vă apărați capul în caz de accident. Doamne ferește, să nu faceți accident. Puneți mereu viața mai sus decât lucrurile materiale. Mereu. Haosul ăla cel mai mare, dacă se poate întâmpla un accident cu haos mare, ăsta era, da? Ne-am oprit, m-am dezmeticit, eram un pic amețit așa, am văzut, nu logic, cred că am avut mai mult de un timp de negru în fața ochilor, dar am avut și negru, cred că în momentul în care am dat așa a fost un pic negru, că n-am văzut. M-am dezmeticit, m-am întors în spate și știam că în spate erau Rubi cu Adi, care Rubi stătea întins. Mamă, era și Rubi. Capul Adi în brațe. Și mă întorc și zic, bă, sunteți ok? Adi era plin de sânge, la gură. Și Rubi era, da, hai afară, Adi, curge sânge lui Adi. Mamă, săracu Dorin. Ia. Ăsta cred că e filmat. What? S-a blocat accelerația mașină, cred că. Bă, a luat foc. Da, bă, i s-a blocat accelerația. Mamă, nu, ăsta e cel mai rasol vis pe care poți să-l ai. Coșmar, pardon. Bă. Noroc că era în drift. Ce e, prank? Bă, e prea, mă, ce e asta, mă? Ai ieșit pe după ele, nu le-am mai dezvăluit. Sau? Și cum ai sărit din mașină? Apa, nu e prank. Ai sărit ca Jason Statham. Că și șoferul e speriat. X-Lader, ia. Bă, e filmat și ăsta. Mie că mi-a dat jump scare. Aoleu. Cine e mă acolo? Bă, cine e mă acolo? E cu drujbă. Bă! Aia e drujbă, fere. Bă! Aoleu, mamă! Hai mă, bă, bune, mă, deci bă, orice copil își dă seama că asta e făcătură, mă. Bă, n-are cum, mă, bă, omule, bă. De ce pui asta care e un skit? Oh my god, sunt în pădure, oare ce se poate întâmpla? Și apare direct un om cu drujba după pom. Hai mă, lasă-o încolo, mă. Cine taie lemne noaptea și fără lanternă și fără nimic? Era la un pas de moarte. Wow! S-a și împiedicat. Și dacă auziți bine și știți, drujba aia nici nu aude care lans pe ea. Să mai și oprește și să uite la el. Eu înțeleg că e la Caterinca video, dar ia și interviu. Ia, Ionuț Dima. Aici am făcut semn că am problemă la ureche. Ce face? Îl mănâncă rechinul? Ce face? A intrat apă în ochi. Bă, ce nasol să-ți intre apă în ochi când ai și gen ochelari. Nu mai vedea nimic. Bă, de ce nu faci semn? Fă... Alo? Ochelarii. Avea masca. Uite, are acvariu în ochi. Cel mai nasol sau ai ochelari din ăștia mari să-ți intre apă, gen. A înghițit multă apă. E și semn?
pentru că el mi-a zis să apăs și să suflu, știi? Și când am apăsat, mi-a dat toată apa pus mască. Și n-am mai văzut nimic și m-a scos repede, că altfel mă necam. Era să nece. Bă, n-a fost chiar o pază moarte, că mai erau 3 cu el, dar a fost aproape. Dai seama că nu-l lăsa să nece. Sper că v-a plăcut videoclipul, nu uitați neapărat să dați like și subscribe ca să facem 100.000, scrieți XL pe shop și scrieți neapărat în comentarii dacă vreți să mai facem reacții. Vă pup!